După ce a fost acuzată că s-a dezbrăcat pe rețelele de socializare pentru bani, Andra Voloș a reacționat. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei le-a transmis fanilor un mesaj clar. Andra Voloș a fost în Italia la mama ei pentru o scurtă perioadă, însă de câteva luni s-a întors în România. Șadena a cunoscut faima după ce a participat la Puterea Dragostei, iar de atunci fanii o urmăresc cu mare interes. Recent însă a fost pusă într-o situație ingrată. Andra Voloș a publicat un mesaj care făcea referire la femeile care lucrează în domeniul videochatului. Urmăritorii se au reacționat și au acuzat-o pe Șadena că la rândul ei practică de fapt aceeași meserie. Sătulă de comentariile răutăcioase, Andra a transmis un mesaj clar. Despre statusul pe care l-am postat azi de dimineață legat de femeile care fac videochat, nu am nicio treabă cu ele, fiecare își câștigă bănuțul cum vrea și cum poate. Clar, dacă vreodată aș fi făcut videochat sau aș face pe viitor, nu cred că m-aș lega de chestia asta. Din păcate, nu o să mă vedeți niciodată făcând chestiile astea, videochat, OnlyFans, filme, a declarat Andra Voloș pe Instagram. În cadrul emisiunii Puterea Dragostei, Andra Voloș a format un cuplu cu Bogdan Mocanu, iar relația a continuat și în afara competiției. Din cauza neînțelegerilor, cei doi au decis ulterior să meargă pe drumuri separate, iar după câteva luni, Șadena a anunțat că are un nou iubit. Andra Voloș a anunțat pe o rețea socială că are o relație cu un bărbat misterios despre care nu a oferit prea multe detalii. Se pare însă că nici acea poveste de dragoste nu a rezistat, deoarece în momentul de față Șadena este o femeie singură. Mai stau 10 ani până să mă mărit. Momentan sunt foarte bine singură. Nu-mi spune nimeni ce să fac, călătoresc, acum urmează să încep niște proiecte super tari în Italia. Mă duc acolo, o să stau și în vacanță pe Coasta de Azur. Nu stau legată. Păi dacă am iubit, nu mai pot să fac nimic. Știu cum este viața de cuplu, este frumoasă, dar nu este atât de frumoasă ca atunci când nu ai nicio relație, a mărturisit recent Andra Voloș.